Vă salut, eu sunt Andrei și în episodul de astăzi suntem încă în Milano. Am venit la Muzeul Alfa Romeo. Și ați putea zice, Alfa Romeo, ce? Eu vreau BMW, eu vreau Mercedes. Aia când o să fim în Germania, dacă avem noroc. Dar noi încă nu am văzut muzeul, intrăm împreună, îl explorăm și eu cred că o să ne îndrăgostim. Pentru că italienii fac așa chestiile cu stil și o să vedem asta pe parcursul muzeului, sunt sigur, Alfa Romeo e un brand superb, cu o istorie superbă și bine că suntem într-un muzeu, e vorba de istorie și acum ziceți, Andrei, domnul da scuros de istorie, fiți numai atenți. Avem aici 1910, primul logo Alfa, atunci când s-a înființat, nici măcar nu se numea Alfa Romeo, se numea doar Alfa. Și de la ce vine? Vine, cum s-ar putea să pronunț greșit în, în, italiană, dar de la Anonime Lombardia Fabrica Automobilii. Practic, fabrică anonimă din Lombardia de automobile. Și aici, de ce anonimă? E o formă de organizare care exista mai de mult a firmelor și dacă investitorii erau secreți, nu erau publici, era firmă anonimă. Așa începea. Deci, practic, o firmă anonimă de automobile din Lombardia. Milano, vedem aici, pentru că de aici a început totul. Jos Milano și sus Alfa. Pe lateral, două noduri. Care sunt niște noduri, așa, specifice în Italia, au, o semne, au și asta au o semnificație, să zic așa, pentru că ei spun strânge, dar nu constrânge. Adică e un fel de nod în care bă, legăm, dar lăsăm liber în același timp. De asemenea, logo-ul, vedem că e foarte complex. Avem în stânga emblema Milanoului, roșu cu alb, o cruce roșie care înseamnă nobilitate, mm, viță de aia pură și alb care în secolul XI reprezenta oamenii. În prezent s-au mai schimbat acum, oamenii nu sunt albi. Și în dreapta avem uh, un șarpe care mănâncă un om, ceea ce e reprezentativ la o familie Visconti, care conducea mai de mult Milano. Primul logo, 1910. Ei bine, ce s-a întâmplat? Avem, vedeți că și scrie aici jos, The Era of Nicola Romeo, sau L'epoca de Nicola Romeo. Practic a venit un tip și a zis, bă, eu acum vin și eu în firmă ca și investitor, pun bani, sunt inginer și vreau să se numească Alfa Romeo. Deci au lăsat Alfa și Romeo numele lui și atunci au mai schimbat un pic uh, sigla, să zic așa. Vedeți că sigla se tot schimbă. Aici au pus în jurul ei la laure, lauri, așa, lauri, pentru că erau câștigători, deja erau campioni mondiali ce e foarte interesant la Alfa Romeo, ea s-a fondat în 1910, dar în 1911 ei deja au mers la curse. Deci după un an după fondare s-au dus la curse. Ăsta e primul lor motor, 24 de cai putere, capacitate cilindrică de 4.0 benzină, de fapt 4.1 benzină, aproape 4.1 benzină și 24 de cai. Și costul au mers la curse. Apoi, după ce a venit Romeo în 1919, inginerul, s-a mai schimbat un pic firma, că nu mai s-au mai concentrat doar pe curse, pentru că deja eram în plin război mondial. Primul război mondial și-au început să fabrice motoare pentru avioane. Pentru că era nevoie, era destul de profitabil și ar fi susținut firma. Nu mai erau curse și avem, vedeți, o grămadă de motoare de avioane făcut. Avem în dreapta chiar și un avion. Nu o să stăm să le explicăm chiar pe fiecare în parte, pentru că asta poate... Ar dura foarte mult, dar e interesant cum firma o evoluat pe parcurs. Ca să continui puțin cu logo-ul care s-a schimbat în 1945, vedeți? Or dispărut nodurile alea, deci practic a dispărut uh, ideea de a nu constrânge, să zicem așa, chiar la final de al doilea război mondial și au renunțat la culori, l-au făcut mai simplu. Dar, mult mai târziu, un pic, și-au dat seama totuși, adică nici măcar nu e mult mai târziu, 5 ani mai încolo, și-au dat seama, bă, parcă cul culoarea arăta bine. Bam! Și vedeți, avem în continuare logo-ul colorat, Alfa Romeo Milano. Și în 1972 au scos Milano, pentru că deja firma s-a dezvoltat mai mult de orașul Milano și atunci cumva nu era justificat. Adică tu să ai oameni care îți lucrează în afara Milanoului, nu știu, și zici, bă, păi este Alfa Romeo Milano. Păi nu, că și cum e la noi, că era o uzina autoturisme Pitești, la Dacia. Pe când s-o muta mai mult și nu-i numai în pitești, pac, o scos pitește de acolo, nu? Și avem un prezent logo care, vedeți, încă seamănă crucea, șarpele, omul mâncat de șarpe, Alfa Romeo. Tot așa, suntem încă la motoarele de avion. 1934, avem aici un motor de 9,2 benzină, îi ceva, 1952, 10 benzină și ăsta, care e enorm de mare, scrie 1937, nu știu de la ce avion, o să punem o poză pe ecran în postprocesare, pentru că scrie aici 135 RC32, motor de 50 benzină, deci nu 50, 50. Uitați-vă cum arată, practic, aici în interior un piston. Deci pistoanele sunt puse în cerc în jurul motorului, în jurul blocului motor, să zic așa. Și ce avem aici, în partea dreaptă, e primul Alfa, care vă ziceam, 1910. Asta e anul de fabricație, 24 de căluți. Tehnologia e destul de simplă, vă dați seama, un motor cu combustie internă, cu pornire manuală, asta înseamnă că în față trebuie să învârți tu de maneta asta, adică nu există electromotor care să-ți pornească mașina asta. Și până și aici, vedeți, la faruri nu e ca și cum pornești farurile din interior. Ce faci? Îți pui cumva ca un fel de flacără, o spirtieră, ca un fel de candelă care să-ți lumineze în față. Deci nu ai nimic electric în mașina asta, nu există, există doar benzina care merge, alimentează, ăsta interiorul. Mergem în dreapta, următorul model de Alfa, nu o să stăm pe toate, în de mult, pentru că nici nu le știu atât de bine, v-am spus, eu tocmai am intrat, deci e așa, la cald prezentările astea, nu sunt pregătite dinainte. Acum vedem deja sigla Alfa Romeo, pentru că mașina asta e fabricată în 1925, după ce a venit și băiatul Romeo. Dar să vedeți ce prostioare a făcut băiatul ăsta, pentru că ce a făcut? Îl vedem acolo, vedeți? Avem o poză cu el. Nicola Romeo. El în 1928 a plecat. Și firma în continuare s-a numit Alfa Romeo, încă se numește după el, de el a plecat, cumva, ca și cum și-a dat demisia. Și atunci Alfa a rămas fără el, fără ajutorul lui, fără cu tot ce au venit el în firmă, să zicem așa, și au început să facă mașini de lux. Mașini, după cum se vede, uitați-vă, grand sport, cu apetit sportiv, pentru că aia a fost dorința Alfa de la început. Dorința lor a fost să facă mașini cu stil și bune pentru curse, vedem mereu, știu că am o istorie de curse, mereu au tendința asta, v-am spus și la început, după un an, după ce s-au înființat, eu mergi la curse, adică nu stați, nu or vremea. vremea. 1932, avem tot așa o mașină cu capacitate cilindrică de 8 litri, cea de mai înainte era de 6 litri. Deci mașini cumva cu tentă sportivă, vedem o mașină poate mai puțin sportivă, din 1935, dar mai luxoasă. Gândiți-vă, stai așa ceva în 1935, Uf, în Italia, cred că trebuia să fie bine, să zicem așa. În 1933, Alfa Romeo a venit și guvernul, cumva și eu ajutat, a fost parțial cumpărată de guvern ca să-i susțină, pentru că ei, de fapt, aveau probleme financiare, să zicem așa. Nu se descurcau, nu făceau foarte bine profit cu mașinile astea luxoase, care le vedeți aici. Și planul a fost ca după 54, după 1954, să facă mașini pentru mase, mașini care să fie profitabile. Așa că dispar mașinile astea luxoase pe care le-ați văzut până acum și încep să apar mașini mai simple, mai mici, mai puțin sportive. Deci am trecut de la motoarele de 6, de 8 capacitate cilindrică și ajungem la motor de 1.3, pe Giulietta, care era o mașină pentru omul, să zicem, mediu pentru omul care să aibă o mașină care să meargă cu familia lui, nu să meargă cu ea pe circuit sau, eu știu, ceva extravagant. E o mașină care arată foarte bine, foarte mult stil, dar un motor mai mic înseamnă că nu mai trebuia să investească așa de mult în producția lui. Nu mai erau costurile așa de mari. Așa că Alfa Romeo și-a schimbat un pic destinația, să zicem așa, ca să poată să supraviețuiască. În continuare, 1962, aici avem un motor de 2.5, deci un pic mai, un pic mai, mai fain. Dar Julia vine cu un motor de 1.6, tot așa, pentru mase. Mergem în continuare și regăsim din nou încercarea celor de la Alfa de a continua cu mașinile sportive, că ei vor să facă chestia asta, vor să facă mașini sportive. În 1970 avem Alfa Romeo Montreal, motor de 2.6 și 8 cilindri. O mașină cu destul de mult succes, aș putea spune, o mașină care în prezent valorează foarte mult, dar în dreapta, un an mai târziu, din nou regăsim o mașină pentru omul de rând. Pentru că v-am spus, firma trebuia să rămână profitabilă și suntem deja anii 70, mergem spre anii 80, care au fost anii mai urâți ai mașinilor. Și asta se regăsește și la Alfa, cu Alfa 75, Alfa 164 și Alfa 156, care nu pot zice neapărat că sunt mașini frumoase. Sunt mașini din era respectivă. Ajungem la o mașină extrem de rară și destul de interesantă, opce competiție, care de fapt, asta nici măcar nu e un exemplar real ceea ce e aici, e concept din 2004 și mașina asta s-a anunțat a fi o mașină supersportivă, 450 de cai, poți să o precomanzi, s-au făcut vreo 1600 de comenzi, Alfa le-a respectat pe primele 500, au făcut numai 500, deci am au comandat 1600 și au făcut, da, facem 500, și după aia, după 8 competiții, ori făcut 8 spider. Și au mai făcut și 500 de bucăți de 8 spider. Și atât. Deci, practic, a fost o mașină foarte dorită pentru colecționare, o mașină interesantă, cu ce pot să zic, cu toate performanțele anilor respectivi. S-a produs din 2007 până în 2011, dacă nu mă înșel, și mi se pare că arată într-un mare fel. Următoarea încăpere e una care îmi place foarte mult ca și idee. De ce? Pentru că Alfa Romeo n-a făcut numai mașini de serie, A făcut și multe mașini concept. Ce înseamnă asta? Adică de dragul de a crea, stilul italian, bă, facem, să facem ceva frumos, să experimentăm, să dăm noi moda. Dau moda, dau moda. Și avem aici un Alfa din 1913, care se numește aerodinamica. Și scopul lui a fost să exploreze conceptele aerodinamice, să vedem cum ar fi o mașină aerodinamică care să nu se lupte cu vântul. A, dacă ne uităm în interior, motorul e practic în aceeași cameră ca și pasagerii, chiar dacă ai acoperit acoperi de o parte de sticlă, sunt sigur că nu era frumos în interior, în sensul că era cald de la motor, nu avea climă, era într-o Dita mai conserva de metal, dar e fascinant cum arată. Așa, sunt sigur că pentru anul 1913 era revoluționar, pentru că și în ziua de astăzi ar întoarce privirii. Și mașinile astea nu sunt toate făcute doar de Alfa sunt unele făcute în colaborare cu diferiți designeri din Italia, designeri auto, cu diferite case de design auto. E ca și cum la noi ar veni Dacia și ar zice, bă Andrei, dacă tu ești un artist, hai, fă un concept de Dacia să producem o bucată, două, să o avem, ca să dezvoltăm arta, că punem preț pe artă, pe estetică, pe, pe chestii de genul mai, mai rafinate. Ce avem aici un Alfa Romeo din 1952, se numește acolo sus, scrie 1900 c Disco Volante. Tot așa, un concept. Nu a fost o mașină de serie. Și a fost un concept care explora ideea de navetă spațială. Pentru că în anii 50-60 a fost boom ăla. Toată lumea era curioasă de spațiu, de extraterestri, de filme SF. Și mașina asta e exact scoasă dintr-un film SF, trebuie să arate ca o navetă. Vedeți, avem roțile sub caroserie, mai ales roțile față, să văd cel mai bine ce frumos sunt ascunse, spatele cu două stopuri. E, e o mașină fantastică, e o mașină făcută doar de dragul creației, deci nu e o mașină care să scoată profit, să facă bani. E o mașină, hai să vedem ce putem noi să facem, să facem cel mai fain lucru pe care îl putem. La fel avem și în partea din stânga, 2000 Sportiva, în colaborare cu Bertone, avem aici uh, un Giulia Sprint speciale prototip, deci prototip pentru pentru Giulia, dar n-aș putea să vă spun despre toate atâtea detalii, ar dura prea mult și nici nu le știu. Însă avem un Alfa Romeo destul de rar, care îl mai vezi pe internet în poze, așa, Carabo 1968, deci practic final de anii 60 care a fost făcut să fie cât mai drept. Într-o perioadă în care mașinile erau rotunjite, să zicem așa, asta a fost făcut să fie ca o lamă. Și chiar și spune despre ea, ușile ei sunt făcute să semene cu aripile unei, unei insecte, pentru că se deschid vertical. La fel și partea din spate care găzduiește motorul, avem o, o ușiță care se deschide vertical, motor central și pentru anii respectiv, destul de interesant, avem geamuri fumurii cu efect de sticlă, practic să nu vezi cine e în interior și în partea din spate arată, uitați-vă, foarte modern, foarte tăios, foarte revoluționar pentru, pentru era respectivă. La fel avem și modelul Iguana, 1969, similar, în interior tot așa, ca o rachetă, SF, cu multe butoane, uitați-vă ce vopsea are. Adică așa ne facem noi colant în ziua de astăzi, dacă vrem să ieșim în evidență. Asta e o vopsea argintie cu steluțe. În partea din dreapta, tot în 1969, asta e o mașină care ște îi place foarte mult, cupe speciale. Trebuie să recunosc, arată bine, mie îmi place cel mai mult parbrizul, ce formă interesantă are. Și la final, poate în 1996, una un pic mai urâțică pentru prezentul nostru, cel puțin mie unul nu-mi place așa de mult, dar puteți să vă dați și voi cu părerea în comentarii, mie din față îmi se pare chiar hidosă. Trecem un pic prin camera cu mașini de mafioți, să zicem așa, adică sunt mașini arcărui, rafinament. Gândiți-vă că mașinile astea sunt făcute manual, deci ori stați sculptorii să le sculpteze și nu mai sunt mașini sportive, vedem anul 1938, dar sunt mașini făcute să egaleze modul în care italienii se îmbracă. Să aibă același stil vizual în mașinile, cum aveau italienii la îmbrăcăminte și cum încă au, pentru că știm că italienii se îmbracă foarte frumos, foarte elegant, deci mașinile astea le seamănă foarte mult. Asta cred că e un pic mai nouă, dacă nu mă înșelați de manu, cred că e vreo 50-60, cât e? 1950, dar tot. Destul de mult finament și avem în 1938 un 8C Dominos TB Lungo. N-am nici o idee de la ce vine, dar cred că Lungo vine la faptul că e lungă mașina și tot așa foarte rafinată și cu o nuanță care pentru perioada respectivă eu zic că întorcea multe priviri albastru ăsta. De la mașinile anilor 40 am trecut la cele ale final de 50, început de 60, care v-am spus, astea trebuiau să fie mai ieftine de produs, și mai ieftine la prețul de vânzare, ca să-și le permită omul de rând. Dar, totuși, arată foarte bine și, bineînțeles, cu, de exemplu, Giulietta Sprint Speciale. Asta nu era o mașină ieftină. Dar, de exemplu, cea din stânga, Giulietta Teiu, era o mașină ieftină, cea albă. Era o mașină pentru omul de rând. Cea în două uși, clar, nu cred că ți-o permiteai la fel de ușor. Asta ți-o permiteai mai ușor. Deci, cumva, vedem Chiar dacă trebuia să facă mașini ieftine, eu zis, bă, vrem să facem și mașini fine, vrem să facem și mașini scumpe, mașini cu potențial. Deci, Alfa Romeo nu a renunțat niciodată la ideea de a face mașini rapide și cu stil. Și poate am ajuns la cea mai interesantă parte, locul unde sunt monoposturile sau mașinile de curse, pentru că Alfa Romeo a câștigat în 1950-1951 în campionatul de Formula 1 mondial. Ce vedem aici? În primul rând, pe perete avem pe un tip. Sivocci. Sper că am pronunțat foarte bine, și povestea lui e fascinantă. El, din păcate, a murit, a decedat în timp ce testa o mașină de curse. logo lui era quadrofolio, tri, trifoiul cu patru foi. De atunci, în semn de respect față de el, mașinile de curse îi poartă logo-ul. O să vedem pe multe mașini de cursă trifoiul, quadrofolio, nu trifoiul, patru foi, scuzați-mă, și numărul 17 cu care el a concurat niciodată nu a mai fost folosit, ca și cum o rămas. Bă, 17 îi a lui. El a făcut istorie, nu mai are nimeni dreptul să-i folosească numele în echipa Alfa Romeo, mă refer. Adică nu poți să impune și altor echipe. Ce mai avem aici? O grămadă de monoposturi de cursă. Îl vedem pe perete, pe partea asta, o chinui un pic pe Ștefi, pe Antonio Ascari, care și el a fost pilot pentru Alfa Romeo. Și aici, un monopost cu logo-ul Scuderia Ferrari. De ce? Enzo Ferrari a fost pilot 10 ani la echipa de curse Alfa Romeo. 10 ani. După aia a plecat el și-a făcut propria echipă. Deci, Alfa are ceva istorie de curse. Nu imaginați-vă câte monoposturi am văzut în camera asta. Și continuă și în camera din spate, unde regăsim diverse nume precum Giuseppe Nino Farina și un nume care eu zic că probabil e cunoscut deja și în România, pentru că e cunoscut ca o legendă. Juan Manuel Fangio. Fangio e considerat ca și cel mai bun pilot, poate, de Formula 1 din toate timpurile, sau dacă nu cel mai bun, clar, printre cei mai buni. Avem și acolo monoposturi de cursă, dar vreau să mergem în partea opusă. Opa! Haide, Ștefi! Pentru că ce avem aici? Avem o mașină extrem de rară. Din nou, e doar un concept. Nu avem mașina reală. Pentru că s-au produs doar 18 bucăți în 1967 Alfa Romeo 33 Stradale. Și de ce îi zice Stradale? Îi zice Stradale pentru că era o mașină de stradă doar 18 bucăți. E considerat unul dintre primele supercaruri create vreodată. Gândiți-vă că în 1967 noi nu aveam Dacia 1300, aveam doar Dacia 1100 împrumutată de la francezi. Deci ce diferență? Și avem aici primul supercar sau printre primele mașini supercar și în 1967 asta a fost cea mai rapidă mașină legală pe stradă, care uh, pleca de pe loc, adică care făcea 0-200 sau 0-100 de pe loc, nu știu exact detaliile, dar cea mai rapidă mașină, o Alfa Romeo. Încă o grămadă de alte monoposturi, mașini de curse, care vă recomand dacă veniți la Milano pentru 12 euro, e imposibil să nu, să nu veniți aici. Adică merită, 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 merită și aș vrea poate să încheiem cu o mașină care a fost făcută special pentru DTM, pentru un, practic, un campionat nemțesc, pentru că știm că și nemții sunt foarte buni la mașini și îmi place ce scrie aici, zice All records broken and competitors annihilated in their own backyard. Gen, am bătut toate recordurile și am bătut pe competitorii noștri la ei acasă. Pentru că mașina asta a fost făcută și în 1993 au avut foarte multe victorii și în 1994 la DTM ca să bată nemții. Pur și simplu, terenii au zis, da, mă, ne punem să-i batem pe nemți și facem cea mai bună mașină și luăm cei mai tari șoferi și noi suntem cei mai buni și cei mai șmecheri și mergem și la ei acasă să-i batem pe teritoriul lor și asta e mașina care a făcut-o. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat până aici. În încheiere aruncăm o scurtă privire și asupra colecției de machete, de mașinuțe. Bam, bineînțeles, Alfa Romeo. O grămadă, eu am fost Andrei, Spuneți-mi cum vi s-a părut episodul ăsta, dați un like și un subscribe dacă vreți să susțineți canalul, și bineînțeles că ne vedem la următorul. Salut!